cu carne de porc. La 200 de porci abatorizați, 10.000 de euro. Știați? Știu, o să spuneți că e greu, că e complicat, dar totuși, ce ar trebui să facem? Programul e clar. Bugetate. Întrebări pe programul ăsta. Aveți întrebări pe programul ăsta, dar pe program. Puteți? Sunteți interesat de acest program? Vă rog. O simplă întrebare, domnule. Vă ascult. Dacă se referă la firme autorizate, să da? Da, da. Vă dați seama. Câți dintre voi sunt ceva acum de la zero să facă firme autorizate pentru că niște de tocmai. Dacă m-ați ascultat, mai avem un program prin susținerea dumneavoastră pentru a obține credite bugetare. Ascultați-mă, vă rog să mă ascultați. Credite cu o acoperire de 80% garanții de la statul român și prin scăderea acelei dobânzi pe care creditul acel ajută-mă, Andreea, de la 3,8% fondul de garanție rurală, acea dobândă va fi scăzută la 2%. Și vă vom ajuta astfel încât creditele să le obțineți cu garanții de peste 80% acordate de statul român. Domnul senator, mai am o singură întrebare și promit că nu mai am cuvântul. Să știe foarte bine că pe data de 1 februarie trebuia la Bruxelles să fie o întâlnire legată de subvenția pentru sprijinul plan. Din diferite motive, cam întârziat la 19, pentru 3 ore s-a învățat, nu știu care e motivul, s-a învățat sub data de ieri. Vă spun eu. Nu, dați-mi voie. Și pentru data de 16, dacă sunteți la curent cu noutăți, dacă o cred, nu aburează, dacă știți exact ce s-a hotărât ieri la Bruxelles, referitor la sprijinul plan, mulțumesc. Dar știu, eu vă spun de ce nu ați ajuns și dumneavoastră, reprezentanții fermierilor. Pentru că Comisia Europeană a trimis un document către Ministerul Agriculturii semnat de Achim Irinescu, care a spus la negocierile cu privire la sprijinul cuplat sunt invitați doar reprezentanții administrației centrale, iar întâlnirea cu reprezentanții fermierilor va fi la o dată ulterioară. Da? Nu, răspunsul la întrebarea dumneavoastră nu pot să vi-l dau pentru că negocierile nu au fost terminate. Eu ieri am venit de la București, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar știu sigur că nu s-au terminat negocierile. Dar susținem prin delegații.